Hai la mulți ani, toate cele bune, am început 2024, deci trebuia să mă întorc cu niște episoade noi. Să începem anul cum trebuie. Subiectul de azi, aplicația Threads. Care a fost faza cu ea și cum se face că deja a murit? E cam secetă în momentul de față. Știu că vâlva cu Threads s-a cam dus de ceva timp, dar am luat și o pauză, așa că am zis să acopăr cu episodul de azi întreaga istoria aplicației Threads, de când s-a lansat la noi în România. Ce a făcut Adrian Elicopterul? Sau ce a făcut Iorga? Aflați azi. Nu uitați de like la clip să fentăm algoritmul și pe anul ăsta, subscribe și să-mi scrieți despre ce mai vreți să aflați, care e faza. Și încă ceva important, vă las în primul comentariu evoluția trupei Firegang, episodul de 34 de minute de pe canalul principal. Deci mergeți acolo, dați mare like la clip și enjoy! Faza cu aplicația asta, nu știu care e exact, dar tu 100% ai faza lungă. 100%, bine să mă sare, știi că își așa când vârstă. După ce Elon Musk a cumpărat gigantul Twitter, unii oameni au renunțat la aplicație sau au încercat să o boicoteze, pentru că Elon a făcut niște modificări care au nemulțumit userii, cum ar fi că Verified-ul trebuie să-l cumperi. Nu sună rău, dar partea proastă a fost că Verified-ul n-a mai însemnat nimic, iar multe conturi false au început să impersoneze vedete. Au ieșit mici discuții. Pe lângă asta, Elon a schimbat numele Twitter-ului în X. O mișcare cam proastă dacă mă întrebați pe mine, pentru că Twitter-ul deja avea o vechime, era un nume ușor de sărciuit. Acum dacă dai search la X, probabilitatea să-ți dea și alte site-uri la căutări e destul de mare. Acum de ce am adus în discuție treaba cu Twitter-ul? Pentru că cei de la Facebook au văzut potențial. O aplicație foarte mare a scăzut în relevanță. Deci știau că utilizatorii plecați de pe Twitter pot fi direcționați către o altă aplicație asemănătoare. Așa a apărut Threads, o aplicație de tip Twitter pe care poți pune statusuri, poze, videoclipuri, poți da reply-uri care ajung pe feed, mesaje vocale și tot așa. Partea bună la Threads este că nu trebuie să stai să-ți faci alt cont, să-ți bagi mail-ul, să pui nu știu ce parolă. Nu, tot ce trebuie să faci este să te loghezi cu Instagram-ul. Mai mult decât atât, automat persoanele care te urmăresc pe Instagram te urmăresc și pe Threads, iar tu urmărești aceleași persoane de pe Instagram. Asta a ajutat la fluidizarea feed-urilor, să nu mai stai să cauți persoane pe care să le urmărești. Cu alte cuvinte, userii aveau totul de-a gata, efortul era minuscul. Aplicația Threads a fost lansată pe 5 iulie 2023, dar nu în toată lumea. În Europa, de exemplu, s-a lansat abia în luna decembrie, pe 14, înainte de perioada cu sărbătorile. Perioadă tocmai bună de pierdut timpul pe scrollat. Doar că odată ce aplicația asta a ajuns pe mâinile românilor, a început nebunia. De ce zic asta? Încă din prima zi, postările pe aplicația aia s-au dus direct în zona de roasting, miștouri la adresa tuturor și catărinci mai ales pe seama influencerilor. Doar câteva zile a apărut și la noi și este un circ absolut ce se întâmplă acolo. Ca să înțelegi cam care e situația, influencerii au început să dea din casă în legătură cu campanii pe care le-au avut și relația cu alți influenceri. Vedetele, care la un moment dat aveau un statut social pe platformele astea, acum sunt la același nivel cu noi și toată lumea se simte confortabilă să se ia de absolut toată lumea. Oh, Bromania a venit și el pe aplicație. Lol, ce tare! Înapoi pe Facebook! Ești bătrân! Este vestul sălbatic ce se întâmplă acolo și pur și simplu simți că te-ai întors în clasa 10-a, odată cu tot internetul, și sunteți toți pe același grup de WhatsApp. Îți place când ești limba așa? Noapte bună! Felul care mă tratezi în ultimul timp. Eu primele 3 zile am fost absent, nu m-am băgat pe Threads. Dar într-o seară mi-am făcut cont și în 30 de secunde cineva m-a înjurat de toată familia. Sau mai e băiatul ăsta care mi-a bătut obrazul în ultimul hal, că nici acum n-am scos marea memoare 8. Dar vă zic sigur că este în 2024. Rovioane, mâncați aș ta, unde-i marea memoare 8, frate? Te aștept să-mi bag un an. Fac copiii mei majoratul și tu nu-l mai postezi, frate. Vrem memoria 8, frate. Ce faci tot atât? Iar cei care și-au luat roast cel mai mult au fost Alex Alvarez, Pican și Dorian Popa. Bă, Dorian Popa nu putea să respire fără să-i reamintească cineva de treaba cu... Doriane, te pup rău de tot. Ești forță să nu te opri niciodată din tras. În scurt timp, aplicația a devenit o competiție de roast. Cine poate lua la mișto alte persoane în cele mai creative moduri? Cine găsește cele mai nesimțite asemănări? Părea că toată lumea a fost de acord că aplicația asta e folosită să-ți bați ciocanul de alți useri. Mă simțeam ca pe grupul ăla vechi de Facebook de acum câțiva ani, clanul mafiei hate. Postările erau asemănătoare. Fiate, mi-a spus cineva o glumă și mi s-a părut funny. Ce înseamnă o gravidă pentru un canibal? Înseamnă un wow kinder cu surprise. Cei care au ieșit cel mai mult în evidență au fost Adrian Elicopterul și Iorga. Au roastuit ăștia doi tot trezul, încât a ajuns să fie o competiție între ei la numărul de followeri. Cine ajunge primul la 100.000 de followeri? Zbâr a pus și el paie pe foc și a anunțat că cel care ajunge la 100.000 followeri va primi o mașină, un Logan. Iar câștigătorul a fost Adrian Elicopterul de luptă. Adrian părea că prinde mult curaj. Avea trezul la picioare, cel mai urmărit cont, avea susținere în urma scandalului cu Academia Militară, iar acum avea și un Logan. Ce să mai vrei? Poate a fost un power trip pentru el și a crezut că orice o să spună
lumea o să aplaude. Dar ce a făcut în continuare a generat o mulțime de păreri contra, ducând și la downfall-ul aplicației Threads. Un caz destul de trist devenea cunoscut, ăla în care două fete din Hunedoara și-au luat viața. Iar ca ultimă dorință au specificat ca la înmormântare pe cruce să fie niște versuri de la Oscar. Oricum ai privi situația, este una tristă, îngrijorătoare chiar, dar în niciun caz amuzantă. Aici Adrian Elicopterul era de altă părere, pentru că încă se afla pe stilul ăla de postări de pe Threads. Asta a avut el de spus într-un voice. Cum o fi scris alea două fete de s-a aruncat de pe bloc versurile tale, mă, Oscare? Gen, cum să te arunci de pe bloc și înainte să asculti? Dreblesca antetă, cumpo, ai primit a doua șansă, n-o să o vezi pe a treia, scumpo. Nu prea... Mori dacă merge. La scurt timp, lumea a început să-i sară în cap, pentru că a întrecut măsura, dar el nu a dat înapoi. A făcut un double down și a explicat ce a vrut să zică. Coaie, cum să te omori și să-l citezi pe Oscar, that's just goofy. Da, sună urât, Adrian încă nu vedea gravitatea situației. Două fete au murit. Treaba cu piesa lui Oscar era ultima grijă. Putea să pună și Nicolae Guță, OG-izbul, ce voiau ele. Tragedia tot a avut loc. Nu mai era cazul să iei la mișto niște persoane care nu se mai pot apăra. El și-a cerut scuze ulterior, dar era prea târziu. Lumea de pe Threads a aflat răspunsul la întrebarea cât de departe se poate merge pe Threads și nu l-au putut susține pe Elicopter. La fel cum unii oameni n-au putut să susțină pe Iorga la nesfârșit, pentru că și ea a aruncat cu niște bullying spre fetița lui Măruță, un copil. Din punctul ăsta, lumea a cam început să renunțe la Threads. O parte erau ăia care ziceau că aplicația a devenit soft, prea de snowflakes, și cealaltă parte formată din ăia care nu voiau să ia parte la așa ceva. Și au mai fost faze, am văzut la buletine licuite pe Threads, bă, deci nu era posibil. Buletinul lui Ian, buletinul lui Rava, până și Dorian Popa, care a anunțat că o să ia măsuri. Eu am înțeles toată treaba cu hate-ul, ne americanizăm, oamenii sunt puternici în spatele tastaturii, dar mare grijă și mare atenție la folositul datelor personale, fraților. Eu acum mă duc direct la primărie să-mi schimb buletinul. De ce? Pentru că acum vreo un an de zile, cineva care probabil a avut nevoie de buletinul meu și mi l-a cerut pe WhatsApp poză, l-a dat ori copilului, ori a înstrăinat telefonul copilului și copilul a luat fără știința părintelui buletinul și buletinul meu este all over the internet. Eu n-am o problemă, mă duc că-l schimb. Lucruri foarte grave nu se pot întâmpla, dar mare atenție voi celor care vă jucați cu astfel de lucrușoare, pentru că eu mi-am înștiințat deja avocatul, avocatul a luat deja măsurile necesare juridice în ceea ce privește conturile care au postat buletinul. Eu nu vreau să fac rău nimănui, ferească. Cătălin Măruță, care și-a dat drumul pe acolo la gură și vorbea ca un copil, și tot el a trebuit să-și ceară scuze. Dacă în primele zile de la lansare puteai să faci 10k, 20k like-uri la o postare, acum abia treci de 2000, 3000, 5000. Engagementul la fel a scăzut, roasturile slăbuțe și ele. Oamenii s-au plictisit să se ia la mișto, să posteze meme-uri sau să dea reply-uri creative. Toate evenimentele pe care vi le-am zis mai devreme au contribuit la moartea aplicației Threads. Acum mergeți frumos pe canalul celălalt Rovision, fiindcă sigur sunt persoane care n-au văzut evoluția trupei Five Gang. Trebuie neapărat să vedeți episodul ăla.